Da, deja trec dubla 3. Și sper să pot să sintetizez pentru că deja ajunsesem la 40 de minute vorbite și nu. Nu. Bun. Fetelor, că azi cu voi vorbesc și eventual cu frații voștri. Bă, eu pe băieți. Bă, aveți grijă de surorile mai mici și de ale mai mari. Dacă sunteți o leacă mai dezghețați, mă urmăriți și băgați la cap. Aveți grijă de surorile voastre. Pă, pentru că TikTok, Facebook, Instagram, YouTube sunt pline de pedofili, trădători, traficanți. Da? Ne-am capit-o? Fetelor, ce asta? Un rahat de telefon. Da? Ce asta? Cerneală. Cu care poți scrie istorie? Cu ce a scris Eminescu? Păi cu de asta, dar în altă formă, da? Bun. Hai să încercăm să scriem istorie cu pixul. Că cu telefoanele. Că cu da. Da. Cam gata. Și cam gata pentru că se cam strânge lațul. Se cam îngroașă gluma. Și dacă unul ca vehiculă, cumpănașul, în loc să fie la pușcărie, e pe TikTok și dă lecții generației tinere de cum să dea școala în judecată și cum temele de vacanță sunt opționale, deja e foarte grav. Da, pe domnul cunoașteți, da? Mai țineți minte de pe vlogurile de la început. Și v-am spus de la început că el va fi alături de mine în fiecare moment greu al perioadelor de acomodare la noutăți. Și în noutate abia m-am mutat singură și aveam nevoie de suport și de o pernă mare. Așa că domnul o să stea aici. Așa. V-ați obișnuit cu el deja, știți că când e el aici, avem de discutat dirigenție. Dacă mama, tata, proful, diriga, aia nu v-a explicat cum stă treaba, vă explic eu cum stă treaba. Am început și eu ca Montana. Bun. Bun. Fetelor, telefonul ăsta. Eu dau 50 de lei pe el, cu tot cu abonament de 2 ani. Da. Știu. E greu. Da. Fetele și băieți, bă, vă trebuie telefoane. Ăsta. Deci, astea. Și cu... Dacă n-am stilul la mine, m-am făcut de tot. M-am făcut de tot. Mai am cu... Și cu ăsta. Sunt cea mai bună echipă ever. Nu v-ați la risa să faceți bani. Corect și diplomat. Bă, hai ca să nu mai lăsăm domn de 40 de ani cum e cumpărașul să predea generației tinere. Bă, îți place istoria? Bun. Fă referat la istorie și vindele colegilor. Bă, îți place matematica? Păi, ajută colegi la funcții, clasa noua. Bă, îți place geografia? Scrie tată despre România până ți iese penița din loc. Și tot așa. Ce vorbești? Vezi, colegul mai șmecherel, da? Bun. Tăticu, vrei temele făcute? 10 lei. Vrei SEO la română? 7 lei. Vrei funcțiile la mate? 15 lei. Da? Și dacă sunt copii de banga ta, și nu le place școala, le place școala vieții, o să plătească. Da? Voi le puneți condiția, bă. Eu ți-l scriu, da? În momentul în care tu ai intrat în clasă sau ți l-am predat, ți l-ai luat, ți l-ai copiat. Atât. Sau, eventual, dacă e de la de banca ta cu mami și tati plecați prin delegații, bă, duci frumos la laptop la el. Îi le scrie și le trage la imprimantă, mai departe nu mai este treaba voastră. Dar puneți să și citească o dată în fața voastră, că automat îi rămâne ceva în cap.
Și este o foarte bună metodă să învățați și voi. Da? Pentru că voi aveți o dată de citit informația, de transcris, de recitit. Și automat, e tripla magică. Și vă faceți, frate, bani și de telefon și de tabletă și de ce mai vrea mușchiul vostru. Și nu mai trebuie să-i spuneți, mama, dă-și mie bani de o cafea. Da, la 16 ani. Și nu mai trebuie să-i spuneți lui tata, bă, tată, da, știi, uite, eu m-am apucat și eu de fumat. Dă-și mie bani un pachet țigări. Da? Că știu, în ziua de azi, la 13 ani, deja copiii sunt cu țigările în bot. Și nu avem ce le face. Da, pentru că, pur și simplu, trăim într-o eră mult prea accelerată pentru noi. Trăim în era tehnologiei, trăim în era în care părinții mulți preferă să-i lase așa și să-i uite acolo. Și nu putem schimba treaba asta. Eu una, sincer, am mai avut discuții pe tema ce aș face eu ca părinte. Da, mie una să-mi vină fiul meu sau fiica mea pe la 13-14 ani să-mi zică, mamă, eu fumez. Da? Bun. Ia loc, te rog frumos. Ia țigara. Eu mă duc în cameră, ea și fumează liniștit aici. De ce? Hai să vă explic. Pentru că în momentul în care eu le-aș spune, că-ți facă zdrig, în momentul ăla mă rup singură de ei. De ce? Pentru că perioada preadolescentină, adolescentină, hormoni, nervi, stres, creștere, de ce n-au nevoie preadolescenții și adolescenții de o mamă care să urle la ei. Bun. Și mai este și o tehnică foarte bună de a-mi ține aproape. Pentru că eu dacă încep să țip, mamă, plec. Și unde pleacă? La colțul blocului. Și cine e la colțul blocului? Un șmecher cu școala vieții. Da? Și bineînțeles că fiul sau fiica mea o să prefere să vorbească cu un străin decât cu măsa. Pentru că măsa au făcut urât când eu zis că, păi mamă, vezi că eu fumez. Da? Dacă de intrat atâta fac, aș face atâta, păi... Bun. Cu viața sexuală. Dragi mami, vă rog frumos, nu le mai spuneți copiilor, respectiv fetelor, că le omorți. Vă rog din suflet. Da? Voi le spuneți că le omorți. Ele le spun prietenilor lor. Dacă aveți nenorocul ca fiica voastră să fie cu vreunul cu săgețele în spate, în 2 ani de la dezvirginare, fiica voastră nu o să vă mai aparțină. Bun. Alo, autoritățile? Da, deci le-am luat, le-am fragmentat, am vorbit cu toată lumea, am ajuns la autorități. Alo, eu aici, tu acolo. Nenea, nu știu care ești, Ciucă, Câțu, Barna, Otelo, nu-mi pasă. Faceți dracului ceva. Pentru că, două puncte, campanie antitrafic nu avem. Pă, Ani ITP e un bălmășeală de toată groaza, mă doare capul. Dau postate raportul ăla. Pă, alo, nenea, stai așa. Așa vă bați la lista, frate, dacă nu știți, vă faceți un frate, dar cereți ajutor în pușca mea. Nu știți, întrebați, frate, mai că eu sunt răbdătoare. Ia să vă duc și... Da, că e de sintehnic. Și nu mai spuneți la nimeni. Ia să fac eu pe ultima pagină. Da? Voi ați scris un raport de 7.000 de pagini. Nici o laibă, laibă că la Nica. Dar Nica, frate. Da? Să vă explic la ISA. O metodă mult mai simplă. La naiba se iei de rapoarte. Da? Că birocrația îngropa țara asta.
Și se face așa. Nu tabele, frate. Uite așa. Traficanți. Dacă nu mai vrea scrie sus ca cea neana. Nu vrea. Și dacă nu vrea, nu vrea. Schimbăm ustensila de scris. Că avem ustensile de scris. N-am chef scriu colorată în dimineața asta. E 5 dimineața, nu să fac de colorată. Nu. Iau creion. Creion. Acum tu scriu pe care de desen tehnic, nu faci scriu creion. Bun. Traficanți. Traficanți. Da. Bun. Da? Și tragem o liniuță. Și la prima liniuță. Săgețică. Da? Săgețică. Tragem săgețică și la prima săgețică ce scrim? Traficanți. Arestați. Da? Ei, arestați, să zicem că 2020 s-au arestat 280, da? Paul, eliberați la a doua săgețică, da? Bun. La eliberați scriem 70, hai. Arest a de, arest la domiciliu, 42, da? Dau și eu niște numere, da? CD, CJ, control judiciar, da? 11, și în stilul ăsta, pe oricare raport, ar avea oricine mai multă răbdare, fraților, să uite. Da? Bun. Victime. Victime. Da? Bun. Majore. 7.000. Da? Minore. 2.000. Da? Și mult mai simplu, fraților, așa. Vreți să faceți nu știu, un grafic cu chestii? Da. Dar nu-mi scrie, frate, kilometri. Că n-am. Da, și nu mă refer la mine, că eu, da, într-adevăr, stau și citesc 7.000 de kilometri când voi poate rapoarte pe trafic. Dar sunt atâtea sute de mii de oameni care habar n-au ce traficul, habar n-au cu ce se mănâncă. A, și apropo, alo, ANITP-ul? Alo. Termenul de violență. Violență extremă, da? Ține de latura de constrângere, da? Deci e pe acolo, da? Faptul că, cum să vă zic eu vom, faptul că violența extremă nu a fost niciodată prezentată cum trebuie de către autorități, ci doar de presă, cumva au înclinat balanța, da? De ce? Pentru că apare nenea Xulescu de la Poliția Capitalei, ca exemplu, da? Și spune nenea Xulescu că dimineața aceasta, da, au fost arestați 200, doi traficanți, da, la nivel național, bla bla bla, s-au făcut deși de da. Bun. După aia, tot domnul Xulescu ar trebui să fie cel care spune victimele erau racolate prin metoda Loverboy și se ajungea la violență extremă, da, na, 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 na. Dar și după aia să scrieți, fraților, și să spuneți, comunicați în pușca mea, dacă fetele, cum au fost, cum au ieșit alea cu cazul Body, dacă fetele erau unecate, controlat în cadă, că fetele erau ase cu țigara, că fetele erau tăiate. Băi, oameni buni, voi sunteți conștienți că eu am un an și mai bine de jumătate de când tot trâncănesc aici pe YouTube și pe Facebook și pe unde dracu mai prind pe la toate televiziunile că violența asta extremă din trafic nu e cunoscută și voi tot nu vreți să o faceți cunoscută. Alo, ANITP-ul, MAI, dragi, că nici nu mai știu, Ministerul Justiției, Ministerul Apărării, Armata, da? Oameni buni, voi sunteți acolo
să expuneți, să comunicați, să dialogați, să vorbiți cu noi, să ne feriți de rele, să încercați să ne ajutați. Da? Faptul că tantea Glaia știe că Ana, da, s-a dus la că i-a plăcut ei, cu toate că Ana are de aici și până în genunchi numai tăieturi. Cu ce ajută pe Ana? Că tantea Glaia țăpă după ea pe stradă curvă. Cu ce? La televizor, da, tantea Glaia au văzut că au fost găsit Ana, da? Da, tantea Glaia nu a auzit de la televizor că Ana e așa și e așa din cauza traficanților. Înțelegeți ce spun? Faptul că, vai, impact emoțional. Băi, bă, vorbim de trafic uman. În momentul în care Ana ajunge pe trafic uman, tot începe să fie cu impact emoțional. Da, inclusiv faptul că Ana e acolo. Asta nu vreți voi să înțelegeți, dar voi sunteți, nu știu, unii dintre voi, pe cuvântul meu, în ultimii ani, sunteți de o indiferență atât de crasă, încât cred că dacă ajunge fiica voastră în locul Luana, dați același comunicat. Uite, puneți-vă fica, dacă mulți dintre voi știu că sunteți tați de fete, în locul Anei. Gândiți-vă că n-ați dat cașul la traficant să tacă în legătură cu vreo filmare și o voia pe fica voastră. Cum va fi vouă ca fica voastră să fie bătută cu cantul de curea până ajunge spinarea în os? Până ajunge cantul ăla de curea pe os. Da, să o vedeți legată de un calorifer cu lanțuri sau cu colieri. Sau cu lanțuri la picioare, colieri la mâini, colieri la picioare, lanțuri la mâini. Focusați-vă ficile acolo. Și vedeți dacă v-ai convenit. Și după aia permiteți-i lui tantea Glaia să spună de Ana că e curvă și că i-a plăcut. Bun. Deci, am vorbit cu frații, am vorbit cu fetele, am vorbit cu voi pe total și în general. Am în cei caz discut cu autoritățile. Dragilor, eu am fost Larisa. Este ora 5.45 dimineața. Suntem pe 22 decembrie. Mai sunt 2 zile până ne ajunge Crăciun. Și anul ăsta, după cum v-am promis deja, va fi un Crăciun special pentru buburuzele străzii. Eu acum mă duc să dorm o leacă, că nu cred că dorm în niciun caz cum trebuie. Și ne auzim curând!